Era emoțional mai grea în această seară. Am scris astăzi pe Facebook că am să iubesc mereu, mereu, mereu pe doamna Draga. Câte zile îmi va da Dumnezeu? Și am să încerc în acești ani pe care am de aici încolo, de aici înainte, să pot scoate câteva, că nu o să putem scoate chiar toate minunățiile pe care le-a lăsat. Dar unele dintre ele trebuie să fie văzute și viața sa trebuie să fie cunoscută, pentru că pentru toți cei care vor înțelege cum a trăit, domnia sa este un reper. Un reper uman, un reper profesional, un om la care multe generații de aici încolo ar avea ce să învețe. Rămas bun, doamna Draga. S-a scurs din tine viața, cu sufletul îndurerat, te plânge acum paiață. Fânturi de mehe, de căpriță. N-ai, de miala, miala, miala în rice. Mialaua, mărtan pe orez, ce-i noroadă, pisica pe orez. Da, miala, miale, un mehe, tineri cu codlete, fân mehe bătrân. Drag bătrân! N-ai, n-ai, verbeace. O să vii! Vii la tu! O să vii! Cum ați spus? Cum adică? Cine mi-a spus mie asta? Sever. În această seară este o adevărată onoare pentru mine să transmit emisiunea Sinteza Zilei în direct de la Piatra Neamț. Am venit pentru a o întâlni pe minunata actriță Draga Olteanu Matei. Sărut mâna, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea și în seara asta ne aflăm aici, acasă la dumneavoastră, la Piatra Neamț. Vă mulțumesc că ați venit, de-abia vă așteptam. De unde atâta energie pe care o aveți la aproape cei 80 de ani? N-aș putea să definesc exact. Eu cred că cu energia asta m-am născut. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, vedeți? Eu n-am trăit pentru carieră. Mie așa mi-a venit. Eu n-am niciun merit. Am primit de la Dumnezeu un har și l-am folosit. M-am manifestat.
Și n-am trăit pentru carieră niciodată, nici pentru premii, nici pentru... Nici nu-mi plac întrecerile. Nu prea-mi plac, pentru că nu sunt întotdeauna corecte. Și... Dar eu zic că și viața personală a fost o viață foarte frumoasă și este încă și sper să fie până la sfârșitul zilelor mele. No, hai, toderasule, la masă, că ești obosit de atâta stat. Să mai dea pentru că aș vrea să plec în păcată din lumea asta. De ce să te vin? Aș mai vrea să mai fac încă multe lucruri. Că toate sunt tot de la Dumnezeu. Adică puterea de muncă, bucuria de viață, de cei din jurul tău, de frumusețile naturii, de bucuria de a trăi, de la Dumnezeu vin. Zice, un briceag e bun dacă tai, unor ardei dacă ustură și un scaun dacă poți sta comod pe el. Iar dacă o poezie de fiori extatici nu te înfioară deloc, din contra te face să râzi, sau dacă o bucată umoristică îți dă fiori de groază și te face să transpiri să o înțelegi, până să o înțelegi, înseamnă că autorul ei n-a fost în stare să-și realizeze intenția, că n-are talent. Și aici s-a rupt sala în aplauze. Tu nu mai ești. Tu ai plecat. S-a scurs din tine viața. Cu sufletul îndurerat, te plânge acum paiață. Dumnezeu să o odihnească pe draga noastră, dragă, în pace.